dreapta, așa nu trebuie să fie. Altul e pe parte. La concursul de șac cu ocazia zilelor orașului stațiunea Târgovna s-au înscris 12 jucători și mici și mari ca vârstă. Vom trage la sorți cei înscriși, vom scrie pe fiecare tichet câte un număr de la 1 la 12. Doamna, sau fetița. Te invităm pe tine, da? Cum te cheamă? Valentina. Valentina. Tu câți ani ai, Valentina? 5 ani. Și băiețelor? 7. 7. Valentina e cea mai mică. Dă-mi un tichet de aici, ca să scriu un număr. Hai, poți? Dă-mi o urtiuță din asta. Hai, și vrei așa, câte una care vrei. Și eu pun numărul 1 pe ea, da? Păi, Sandu Daniel are numărul 1 de concurs. Mai dă. Pe toate, la rând. Așa. E un număr de ordine. Negureanu Valentin, numărul 2. Numărul 3, Necula Daniel, mai departe. Numărul 4, Negureanu Valentina. Numărul 5, Antoni Traian Fănel. Continuăm. Numărul 6, Antoche Cristian. Numărul 7, Lucura Aurel. Ia atacat. Numărul 8, Cernat Costache. Numărul 9, Florea Aurelian, numărul 10, Măciucă Sândel, numărul 11, care e dintre ele? Numărul 11, Negureanu Alexandra și numărul 12, Sandu Alexandru.
Din 12 jucători, veți juca 5 runde în sistem elvețian, da? Și va juca numărul... Da, și așa, dat în ordinea elvețian, sistem elvețian. 3, 4, prima rundă, 5 și 6, 7, numărul 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci veți juca 5 runde în sistem elvețian, câștigător va fi cel care are mai multe victorii, dacă persistă egalitatea, clasamentul disputelor dintre aceștia, că pot fi și 3. Dacă persistă egalitatea și în situația aceasta, va conta la egalitate de victorii cine, deci ceilalți 5 pe care i-ați bătut, să admitem așa, bine că nu sunt 2 cu 5, dacă unul are 3 victorii și a luat tot 3 victorii, pe cei 3 care i-ați bătut, câte victorii au adunat? Da? Cine a bătut adversar care au luat mai multe victorii, au câștig de cauză. Primul meci, Sandu Daniel Bucur Aurel. Domnul Bucur, Sandu Daniel. Cine este, băi? Tu ești, da? Nu vă dă. Vă duceți la masa care vreți dumneavoastră, că aveți suficiente mese. Da? Negureanu Valentin Cucernat Costache. Mulțumesc tare. Da. Necula Daniel Florea Aurelian. Negureanu Valentina Măciucă Sândel, Antochi Traian Vădăr, Negureanu Alexandra, Negureanu Alexandra cu Traian, Valentina cu Măciucă Sândel, Puiul. Da. Primul striga joacă cu altul. Deci Bucur Aurel Sandu Daniel, Negureanu Valentin Cernat Costache, Necula Daniel Florea Aurelian, Negureanu Valentina Măciucă Sândel, Antochi Traian Fănel, Negureanu Alexandra, Antochi Cristian Sandu Alexandru. Cine? Veți iau. Unde vreți dumneavoastră? La care masă convene? Ca timp, dacă e nevoie, vom folosi ceasurile. Cât și cel mai vârstnic jucător și cel mai tânăr. Toți cinci primesc câte o garnitură de un set de șac, complet, tăbliță și piese, iar acolo 1, 2 și 3 trofee. Plus trofee. Thank you.
Domnul se câștige la ceas.
Negureanu Valentin Antohie Cristian, primul este cu albul. Al doilea meci, Necula Daniel cu Bucur Aurel. Necula este cu albul. Așa. Antohie Traian Fănel, Negureanu Valentina. E fetița aia mică. Negureanu Valentina, fetița. Măciucă Sandel, Florea Aurelian. Florea Aurelian este cu albul. Măciucă cu negru. Sandu Daniel, Negureanu Alexandra. Sandu Daniel, Negureanu Alexandra. Cernat Costache, Sandu Alexandru. Haideți, puteți veni să vă luați adversarii. Cristian. Thank you.
Totuși e bine să punem în ceas. Să știm. Cristian și Valentin. Trebuie. Sunt ceva de partide care trebuie să aștepte. Ce v-ați spus? Nu? Ei, dar mai lasă-mi, mai târziu un pic, stai că de bea la mică, nu știu. Nu tare, nu cred. Da. Ce vreți să-l punem? Păi așa aș vrea că... Nu știu. Aveți, aveți câte 20 de minute, am zis. Ultima partida voastră, știi, să avem... Thank you.
mine, mă așteptam. Așa e. Și Valentina de Gureanu, o sală la Alexandru. De când mai zeu cu fetița. Să fie la și voi, da, așa. Să fie la mine. Păi altceva, nu? Da. Da. Am de căsătorie. Asta e. Domnul Ion. Am de căsătorie. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Foarte era fericit, era normal, doamna campionă. Deci, Antoche Cristian joacă cu Mercura. Da. 3-6. Nu s-au mai întâlnit. Antoche Traian cu Negureanu Valentin. Eu cel cu Valentin. Cu domnul Negureanu cu Antoche Traian. Da. Imediat, vă spun și piesele. Val. Negureanu are două ore alb, are acum negru. Puteți trage la... Ce ăsta este cu 2 ori la 5 ori? Da, dar e diferența de puncte. Cum credeți? Deci albul este ăsta. Și Negureanu are ăsta. Da, deci Antoche Traian, acolo la Antoche Cristian Nicola... Ați început, da? Bine, cine a început cu piesele astea? Cristian, da? Da, ăsta l-a trebuit. Ok. Cernat Costache Florea Aurelia. Eu sunt Florea, dar cel mai domnul Cernat. Cernat este cu albul. Florea cu negru. Sandu Daniel, Sandu Alexandru. Bucur Aurel cu Măciucă. Câștigă Bucur Aurel Măciucă. A renunțat. 10. 7. Bucur Aurel. Are o victorie și face 2. Asta are 0. Așa. Figurăm Alexandru cu Valentina. Da. Și
joacă pe Valentina mai departe, că îți vrem mult. Nu știu treaba. Da. Incomodată ce vă ia. Familie. Nu dai seama, putem face meciuri trucate între noi, pe noi. Ne facem culoare. Trebuia să aveți medelit la înscriere. Sau să avem forța cât de cât aceea să ne putem oameni. Și salut Daniel, salut Alexandru. Mă sună. Mă mir, mă mir.
Le-am luat noaptea. Le-am luat apoi. Da, dar nu m-am dat masă. Nu. Da, bine. Da, bine. Răsfără, asta e. Ce sunt? Da, bine. Eu încerc să facem pe scenă, dacă vrei, să premiere. Da. Nu? Tu, cum știți dumneavoastră? Așa e. Așa. Limba ce Negureanu Alexandra și cu Sandu Alexandru. Scopă tu băieții elu. Bine. Da, sigur. Nu ce nu știu așa. 12. Elu are 3 victorii. Și aici așa, doamna. Ok. Așa, aici, Negureanu Valentina cu Sandu Daniel. Sandu Daniel, am venit, da? Valentina și Daniel, știi că Daniel sau Valentina? Nu știu, să-mi spune. Sau invers aici, că dacă... Nu contează, dar... Bine, păi e important pe cine o bătut din coace, să știți. Contează, bine să știu din, până să trec acolo. Unde este Sandu Daniel? Soțul, nu? A jucat cu Valentina, cu fetița din curte. Cine ai câștigat? Da, nu cred că am mai jucat cu fetița, să fiu la aici. Ba da, au jucat pe Lucana. Păi, bun. Câștigat fetița, da? Ok. Deci dincolo câștigat băiețel. Valentina a câștigat și are 1 și jumătate. 0, 1. 4 și 1. Acum o gâtiuță. Nu mai am gâtiuță. Să adunăm. Domnul Negureanu și domnul... Așa. Deci domnul Negureanu. Ia să vedem. Negureanu Valentin. L-ați învins pe numărul 8. Am terminat, mai jucăm și eu? Uitați, deci Negureanu Valentin l-a învins pe numărul 8, care a adunat 3 plus. Cu numărul 6 cu Cristian, nu? Ați făcut remiza. Da. Nu mai numai. Calcule că și el are remiza adunat. După aceea l-ați bătut pe numărul 5, pe 5, care are 3. Da. Are 3, plus 3. Și l-ați mai bătut pe 7. El e numărul 7. Domnul Bucur. Are 2. Și egal 8. Ia să vedem domnul Antohie Cristian. L-a bătut pe numărul 12. Care are 3. Pe salvați, pe țel. Așa, 3. Plus. Dacă ce era auto. Da, eu de ce am întrebat, adică da, public... Da. Și dincolo, da. Deci, Cristian a dat pe numai un pic. L-a bătut pe 5, pe 3. L-a bătut pe 5, are 3. Și l-a mai bătut pe 9. Ia să vedem 9. Eu sunt 9 și am 2. Și aveți 2. Eu nu fac foarte bine, nu știu nici unde vreau. Ne uităm, ne vreau acum ce-a jucat acum? Foarte bine, l-a jucat. Nu, ce-a jucat cu domnul Antoni? A jucat cu alu. Da, e joc cu negru. Jucați cu negru, da. Ok, da, este egalitate perfectă, e corect. Pentru locul 2 și 3 pot juca un meci la 5. Haideți să pregătiți tabla și așezăm ceasul la 5 minute. La 5. Hai, da. 5 minute. E un șac culger. Biți, da, părinte. Deci, până la urmă, totul e mai știut. Da, totul e mai știut. Da, totul e mai știut. Haideți să vă, să fie la 10 ceasul. 15 minute. Așa, un meci bun. Da.
Da, asta. Altul la mutare. Da. Pe campion, pe campion. Da. Nu mare emoție, nu mare. Da. Se joacă finala mică. Cine va câștiga partida va fi locul 2. Cine va pierde va fi locul 3. E un meci tare între domnul Cristian Antoci, care este câștigător ediției de anul trecut, și domnul Negureanu Valentin, care a fost în premii și anul trecut, care participă la competiții de șah în țară. Deci e un meci bun, aici la Târgu Ocna.
Felicitări, domnule Valentin. Ați făcut o partidă frumoasă. Pregătim festivitatea de frizie. Echipele. Măgura Târgu Ocna, echipa din Urechești și echipa din Brătești, Comuna Bârsănești. Câștigătoare la fotbal a fost echipa Brătești din Comuna Bârsănești. Locul 2 a fost Târgu Ocna, locul 3 Urechești. Dar acum vreau să premiez concursul jucătorilor de șah. Cupa orașului stațiune Târgu Ocna. Au participat jucători numai din orașul Târgu Ocna. 12 au fost de toți cei mai buni. Și am să încep cu premierea celui mai în vârstă jucător, domnul Cernat Costache, pe care îl invităm pe scenă. Domnul Cernat a avut cel mai mare coeficient ELO al jucătorilor din județul Bacău, în istoria pe care o știm noi a jocului de șah. Îi înmânăm un set de șah complet. Poftiți, domnul Cernat, felicitări! Și tăblița și diploma. Felicitări domnului Costică Cernat. Rămâneți pe scenă. Cea mai tânără dintre participanți este mai mare cu un an decât anul trecut. Are acum 5 ani. O invităm să o premiem. Cum te cheamă? Valentina Negureanu. 5 ani. Felicitări, Valentina! Ea este cea mai tânără participantă. Este la a doua participare. Anul trecut avea 4 ani. Acum, normal, 5. Îi înmânăm diploma. Valentina, felicitări! Șahul dezvoltă inteligența. Și premiul... Sunt aici premiile, da? Rămâi cu diploma? Vrei să le ții și peste? Bine, poftim. Acum ești mare. Anul trecut erai micuță. Da? Așa, ține-le, apucă-le bine, da, poți, și ținem și diploma. Locul 3 este tatăl Valentinei, domnul Negureanu Valentin. Felicitări! Îi înmânăm un set de șah, cupa și diploma. Felicitări, domnul Valentin! Locul 3 a fost obținut la luptă grea, cu un meci de baraj cu domnul Antohie Cristian, care anul trecut a fost câștigătorul ediției și anul acesta este vicecampionul. Deci înmânăm mai întâi cupa de locul 3, domnului Valentin Negureanu, diploma și setul de șah care să-l însoțească în competițiile naționale unde dânsul participă frecvent. Felicitări, domnul Negureanu! În această competiție a fost înscrisă și soția domnului Negureanu. Felicitări! O familie care iubește jocul de șah. Vicecampionul este domnul Antohie Cristian, domnul doctor inginer. Îl invităm pe scenă. Felicitări! Premiile dumneavoastră. Poftiți! Iar campionul acestei ediții, este Daniel Necula, pe care să-l aplaudăm. Felicitări! Este cel mai bun jucător de șah din Târgu Ocna. Felicitări, Daniel! Cupa, felicitări! Și trofeele. O să te ajutăm noi, da? La șah tu te pricepi cel mai bine. Aceasta este echipa câștigătoare cu ocazia concursului de șah de zilele orașului Târgu Ocna. Felicitări, băieți! Felicitări!